Salutăm pe toți fanii încălțaților de banat și pe urmăritorii canalului. Upa. Am aici o porumbiță veche. Din linii vechi de încălțați, de aici din Banat. Din vestul țării. În urmă cu o lună de zile au apărut câțiva porumbei pe OLX, printre care și această porumbiță, cum că ar fi disponibili în orașul Pâncota din județul Arad. M-a anunțat despre ei. Alexandru joacă bine, un coleg timișan. Și am hotărât împreună să tragem o fugă până la Pâncota să vedem, păsările. A fost o deplasare frumoasă în care am vizitat mai multe crescătorii, vreo 4, dar marfă slăbuță totuși pe partea, aceasta de încălțați, doar în 2 locuri am găsit, ca să zic așa, una dintre voliere am și desfințat-o. Adică am luat cele 4 păsări care erau de dat de acolo. Eu am luat doar această femelă. Femeluță scurtă, scurtuță, mărunțică în comparație cu păsările, să zicem așa, moderne, dar puține, și păsările moderne sunt puține și sunt oarecum deformate în ideea creșterii lor în dimensiuni, iar păsările vechi sunt deopotrivă de o calitate mai slăbuță din cauza consanguinizărilor, numărul acestor păsări fiind foarte redus spre dispariție în zilele noastre. Nu am ratat momentul să iau, să achiziționez una dintre, păsările găsite, această femeluță, cum vă ziceam, și o să vă arăt și masculul cu care, am împerecheat-o. Mai bine putem face și
Putem observa și o diferență, da? Ia uite și pe Barosan, un mascul de-a meu, cum spuneam, modern, modernist, din modernismul contemporan. Pasăre mare, cu infuzii în ea, scoasă din păsări oarecum de ale mele, cu rădăcini în linia pe care am lucrat-o eu în ultimii 10-15 ani. Este o diferență mare de gabarit. Diferență de gabarit care odată cu creșterea, da, în dimensiuni, aduce și deformări ale proporțiilor. Păsările trebuie să aibă anumite proporții care se modifică odată cu dimensiunea, da? Atât când păsările cresc, dar și când se micșorează. Motiv pentru care, mă repet, m-am bucurat foarte mult să pot lua un porumbel vechi în care să mă pot întoarce cu produsii mei în vederea restabilirii, da, trăsăturilor vechi care se regăsesc pe păsările mele, dar au nevoie de o șlefuire pe care mi-o poate oferi întoarcerea într-o pasăre veche, da? Din păcate, păsări vechi care au cam dispărut, sunt tot mai puține și de o calitate tot mai precară, cum spuneam, din cauza consanguinizărilor sau din cauza infuziilor care le-au stricat. O pasăre slabă obținută printr-o presupusă consanguinizare mă poate ajuta ea cărând ca și bagaj genetic toate trăsăturile vechi, da? Asta obții printr-o consanguinizare strânsă într-o familie veche de porumbei. Ce diferență de gabarit! Ce diferență de gabarit, lucru care mă bucură, pentru că dacă și ea era la fel de mare ca și el, nu puteam obține potrivirea lor în dimensiuni. Iar din două păsări mici, din nou, nu faci mare lucru. Fără gușă, femeluța, fără moți, nu este înaltă de picioare, este cu pieptul puțin ridicat, puțin săltat, aripile nu le are până în vârful cozii, lucru care nu face parte din arsenalul de trăsături al încălțaților de banat. Un cap frumos, un penaj așezat pe corp, pasăre compactă, da? Nu pănoasă, nu stufoasă, pasăre foarte, foarte, foarte frumoasă. Care sper să mă ajute. Sper să mă ajute în vederea stabilizării acestor caractere bănățenești, da, de banat, de încălțat de banat.